Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Băi, fraților, eu am un pont de la un prieten de-al meu care, mai de mult, el îmi spunea mie că vrea să se tundă scurt sus, deci să se tundă de tot partea de sus, să se ia cu un număr. Am mai fost, l-am tuns, însă nu s-a tuns scurt și a lăsat părul așa mare și îl ridică în sus. Știu că vara asta îmi spunea că, bă, frate, eu vreau să mă tund scurt de tot sus, să mă tund cu un număr tot capul și chestii din astea de genul. Ideea e că omul nu avea curaj să se tundă așa scurt și nu s-a mai tuns. Deci au trecut câteva luni de atunci. El astăzi m-a sunat pe mine și mi-a spus că vrea să vină să iau puțin vârfurile de aici, de la breton, pentru că undeva aici pe mijloc era prea mare și să iau puțin din vârfuri. Deci nu vrea să se tundă scurt de tot. Ok, ce m-am gândit eu? Am zis că dacă omul tot vine la mine, haideți să îi îndeplinesc dorința de vara asta. Ia să-i fac eu o farsă. Bine, o farsă. Nu-i chiar o farsă, că mai mult cred că o să fie șocat. Fraților, o să iau mașina, o să bag numărul 2 și o să o bag direct în frunte să-l tund scurt. Că tot își dorea el să se tundă scurt. Sper să nu-mi spargă și ăsta vreo mașină de tuns pe aici, pentru că nu vreau să mai dau iar 5 milioane pe o mașină de tuns. Așa că o să am grijă de mașina de tuns și să vedem cum o să reacționeze. Chiar sunt curios. Haideți să ascundem camera de filmat ca să nu o vadă. Deci aceasta este ușa pe unde el o să intre. Iar aici, cum se deschide ușa, așa, vedeți? Am pus un scaun cu niște haine. Iar aceasta este camera mea de filmat. Este o cameră foarte micuță. Ăsta este avantajul meu. Iar eu o să încerc să pun camera de filmat undeva aici, băgată în haine, ceva de genul, să o acopăr și să las doar undeva aici puțin obiectivul, să poată filma. Ce faci? Aici e prea mare? Păi frate, da, când îl aranjez mi se pare prea mare și nu stă aiurea tare. Și vrei să mai avea din el din față? Da, ia un leac, să vezi tu cum stă mai bine, da, eu nu prea dau seama. Ha, bine, ce ar băiat pe aici? Totuși, uite, e prea mare. Dar nu e așa mare. Tu zici aici, pe mijloc, nu? Da, da. E prea în sus. Păi da, mare aici. Asta ridic și apoi aici se vede prea sus. Mm. Și nu se vede bine. Vin, nu vreau să pierd. Ce dracu mai fai? Ce dracu? Mă chinui părul ăsta. E teroare. Ai venit la bă? Ai fost, de fapt? N-am fost. N-am fost. N-am fost. Păi, dar nu stai să te usuc să vedem. Thank you.
mic, e de ajuns. De ajuns? Da, prea mic și nu mai stă după aia. Stai să dau eu chestia asta și... Zici că e bine, nu? Da, eu zic că e bine. Păi stau și pe aici așa? Contul ceva? Nu vreau să mă tun. Da, când am te tun, îți iau puțin pe aici. Aia și ăsta pe la spate, pe aici. Puful ăla. Mai ai buton după? Da, mai am. Stă, eu zic, stă. Ce arunc? Am uitat să mai fac și o priză mașina asta. Bă, coai, ce p***a mea faci, coai? Bă, tu ești bulanciul la cap, bă, m-ai distrus, coai! Bă, nu m-a ridicat fraier, c***a! Uite-mă ce mi-a făcut, mă, m***a! Bă, coai, ce-i la cap? Bă, fraților, ați văzut și voi cum a ieșit toată treaba? Omul s-a supărat rău, deci, pe bune, chiar s-a supărat pe mine. După vreo 10-20 de minute s-a calmat, ok, după aia l-am tuns scurt tot capul, însă chiar s-a supărat pe mine. Nu mă așteptam să se supere așa tare, de fapt, și eu nebunci că nu mă așteptam să se supere așa tare. Pana mea, frate, ați văzut că îi stătea părul destul de mișto, îi stătea așa ridicat în sus, frumos, chiar îi stătea bine, așa, și avea părul destul de mare ridicat în sus. Nu știu ce să zic, sper să-i treacă și... Nu știu ce să mai zic, chiar nu știu. O să încerc să mai vorbesc cu el zilele astea, să ieșim la o bere, la ceva. Nu știu, pana mea. Bă, frate, dacă vezi acest clip, să știi că îmi pare rău, na, nu știu ce să zic. Ați văzut și voi cum a reacționat, deci pe bune chiar nu a fost nimic vorbit sau ceva de genul. Dacă era ceva vorbit, credeți-mă că nu reacționa așa. Nu poți să reacționezi așa, te bușește râsul și chestii de genul. Asta e, frate, până la urmă ți-am îndeplinit dorința pe care ai avut-o vara asta, așa că e un lucru bun. Deci, cam atât și cu această farsă, prieteni, mă rog, farsă mai mult, nu știu, am șocat om de cât i-am făcut o farsă. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook să vadă și prietenii voștri. Cred că merită această farsă văzută și cam atât și cu acest clip, prieteni. Mă bușește râsul pe bune când mă gândesc, doamne, fraților, ce față avea, îmi bat piciorul. Cu voi astăzi a fost Bogdan și ne vedem la următorul video. Pa!